Bună ziua, Luca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, incidentul a avut loc ieri în localitatea Argeșan Costești. Cei doi copii au schingiuit și ulterior omorât animalele, iar totul a fost postat în mediul online. Imaginile au fost văzute și de polițiști care i-au identificat și ulterior i-au dus la audieri pe copii în prezența părinților acestora. Acum cei doi copii și-au recunoscut faptele, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție și fără drept. Dosarul a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria Costești, care va stabili ce măsuri se vor lua împotriva celor doi copii.